Hai să ne ducem la școala internat, unde ai ajuns la 8 anișori. Prima zi când ai ajuns acolo? Eu niciodată n-am spus. Și acum o să o spun pentru prima oară. De obicei apăreți împreună. La noi și familia este interesantă. A, dva, hov. Și adormeam pe dobă. Și vrem acasă. Și tata îmi spunea, nu dormi, că mă faci de rușine. Mamă, ce? Nu dormi, că mâine îți cumpăr bicicletă. Și eu auzând de bicicletă și bădeam dobă și până dimineață. Bicicletă nu mi-au cumpărat, ne-au cumpărat eu singur după asta. Crezi că ești un exemplu pentru copiii tăi? Fiule, fie tine pe unde calci, tată, stai liniștit că eu merg pe urmele tale. Colaborarea cu Zdob și Zdob, trenulețul. La început, când noi cântam spectacole, Moldova. După primul spectacol, Moldova. Dacă te mai duci odată la Eurovision și câștigi, mai vii odată la podcast? Mai vin. La tine vin. Partener general OTP Bank. Vasile Advahov la Titania. Mersi că ai venit. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor. Avem aici și concetățeanul nostru, Carlos Dreams, pentru că avem ediții speciale de la Mimi cu Animalian Swines. Așa că noi considerăm că mai avem un prieten lângă noi și stăm la vorbă. Cu mare drag. Tu, apropo, asculti Carlos Dreams? Eu ascult Carlos Dreams. Tu mai ascult și altceva în afară? Și alt genuri de muzică, bineînțeles, pentru că mie îmi place toată muzica bună. Și chiar și manelele, dacă sunt manele cu un text frumos. Și vreau să vă mărturisesc că în copilărie, la anii de liceu, organizam discoteci, eu eram DJ la liceu. Și nu puneai numai muzică populară, presupună? Puneam doar muzică pop până la o anumit oră. Aha. Dar băgam și o oră. Ei, normal. Să vedeți ce vesel era la discoteci când organizam eu. Vasile Advahov, DJ de muzică pop. Eram. Când eram mai tineri, îmi plăcea foarte mult. Eram un pic de rapper. Încă o dată îți mulțumesc că ai venit. Pentru mine este o onoare că ai acceptat să vii, mai ales că suntem în perioada în care, iată, ziua vinului, ziua orașului, noi să lansăm cam în perioada asta și episodul de asta. Eu presupun că tu ai multe concerte, nu prea stai pe acasă. Da, este o perioadă pentru mine foarte încordată, o perioadă cu multe proiecte. O perioadă frumoasă, pentru că mie îmi place foarte mult perioadele când am mult de muncit, mă dedic total creației și îmi place această perioadă, dar chiar dacă este grea. Este perioada asta când ți-ai luat prea multe și zici, nu le doftiesc, starea asta de agitație. Da, este, sunt gânduri când stai și te gândești că ai impresia că nu o să reușești, dar mă concentrez și încerc să le țin pe toate la control. Bunica mea avea o vorbă, ochii sperie, mâinile bucură, știi? Ecte, precis exact. Aici, pentru că și tot, de exemplu, am foarte multe lucruri și mă agit. Pentru că eu cred, acum tu îți confirm dacă e drept sau nu, orice profesie n-ai avea, cât de tare nu ți-ar plăce, oricum, câteodată, plictisești ce e obosit, vrei o leacă de odihnă, vrei ceva, altceva. Eu mă strădui să combin, mie îmi place foarte mult și alte activități, îmi place sportul, îmi place pescuitul și încerc să combin cumva muzica, ca să nu mă plictisesc numai de una, să combin cu un sport sau cu un pescuit. Bună oară, desișim cu Roman de la Zdob și Zdob la pescuit, care este un pescar înrăit. Ok, da, ți-ai găsit prietenii potrivit. Să știți că mulți artiști iubesc pescuitul, deci foarte mulți artiști mari iubesc să pescuiască. Dar tu, dimititil, practic, și tu și fratele tău, că e tare greu să vorbești doar despre tine sau doar despre Vitali. Cumva e destul de ciudat când faceți interviuri separat. De obicei apăreți împreună. La noi și familia este interesantă. A, dva, hov. Aha, dar tu l-asculți, el e fratele mai mare? L-ascult. Sau luați decizii? L-ascult, este o prietenie foarte interesantă între noi și destul de nu ușoară, pentru că suntem cu caractere diferite. Avem pe sora lângă noi care ne ajută în proiectele noastre și este un echilibru între mine și fratele. Dar este foarte interesant cu el să lucrez pentru că ne-am deprins de mici copii. Noi am fost plecați de mici de acasă și toată viața, toată munca, toate studiile, toate nuntele, toate orice ce nu ar fi, era legat de doi și ne-am atașat unul cu altul. De la 9 și respectiv 10 ani ați plecat din orașul natal. Eu chiar aveam 8. Tu aveai 8 ani. Băieți, tăi cât au acum? 9 și 12. Tu ți-i imaginai să ducă din, nu știu, în alt oraș, ca acum la vârsta asta? Bună întrebare. Eu chiar acum zilele astea vorbeam cu soție și mă gândeam
cum au avut părinții curajul să ne dea de mici la liceu. Atunci era școala Coca. Era o școală unde studiau și vorbitorii de limba română și vorbitorii de limba rusă. Era o școală foarte puternică și până ziua de azi mă întreb și întreb și mama și tata cum de-au avut curajul să ne dea la așa o școală departe de părinți. Voi trăiați la cămin, internat. La școala internat, cum ar fi? Voi v-ați petrecut timpul departe, nopțele departe de părinți. Tu, de exemplu, cred că și acum, dacă nu tu, Ionela își adorme copiii, dar voi dormeați singuri. Voi erați foarte minte, 8 ani, clasa 1 și a doua, clasa a doua. Iarăși a jucat un rol important faptul că suntem doi. Da. Oricum, cred eu că plecarea de casă, fiind împreună cu fratele, încă mai mult ne-a unit și nu regret deloc că am studiat mai departe de părinți, ne-am format ca persoane. De la o vârstă foarte fragedă am început să fim independenți. Da, deci, imaginez. Am început a mai cânta pe la diferite petreceri, am început să câștigăm noi banii singuri și deja am devenit independenți de la o vârstă foarte tânără. Dar hai să vorbim un pic despre perioada aceea de până vă duci de acasă. Uite, eu știu, de exemplu, că tata tău, ca să te motiveze și pe tine și pe fratele tău, vă spune că haideți, eu să vă dau să conduceți mașina, dar voi să vă ocupați atâtea ori la instrumentele voastre. Și vă urcați pe cutie de avior. La noi, n-ajungeai la pedale, nu? La pedale nu prea ajungeam, dar eram mic și puneam cutie de avioară și bine, tata a avut mereu niște practici sau niște idei ca să ne stimuleze, că noi să vrem să ne ocupăm la instrumente. Deci da. Spunea, vreți să mânați mașina? Vă ocupați la instrumente. Noi ne ocupăm, pe aia mânăm. El nu citea cărți de parenting, dar știe cum să faci, să-l motivezi pe copil. Tata la noi a fost foarte dur, să știți. Când era vorba de tras de urechi, nu se uită la nimic, trăgea de urechi. Eu eram mic și spunea, nu mă tragi de urechi ca să am urechi ca la măgare. Deci a fost foarte dur, dar totodată el ne iubea, dar n-a arătat niciodată acest sentiment, pentru că undeva nu vrea să ne alinte prea tare. Cred că așa. Eu cred că dacă nu era el ca personalitate anume așa, nu vă duceți voi de acasă, pentru că trebuie să ai un anumit caracter. Presupun că și el ca tată avea, nu știu, niște dubii, măi, să așa admitei și să-i dau la școala internat de la Chișinău și să înveți acolo, să ocupi ori în șir, practic copilărie, zero în sensul ăsta. Că eu am impresia că acolo tot stă o cărămidă pusă bună la... Stă o cărămidă bună pusă, pentru că ambii părinți sunt profesori. Tata este profesor de muzică și și-a dorit foarte mult ca noi să studiem muzică, să ajungem muzicieni care să se poată mândri. Știe foarte multe în muzică și mulți muzicieni, mulți săutari îl cunosc. Este un muzician foarte deosebit în sensul că are o gustație foarte rafinată la muzică. Dar era frica asta că se-i placă lui tata? Sigur că da. Noi cântam examenul la liceu. Vineam de la liceu în vacanță acasă și cântam examen acasă, încă o dată, ca la liceu. Dar acasă examenul era mult mai dur decât la liceu. Și mi-aduc aminte des lui, acum conștientizez că lui îi plăcea, dar nu arăta. Aha. El a rugat mama să ducă în bie și să mai aduc un grafin de vin, mai turna un pahar de vin, asculta tot programul, mă punea să mai cântăm ce am mai studiat în piese de populară, îi plăcea, dar după ce asculta tot, spunea că nu-i bine, trebuie să vă ocupați. Încă aveți de muncit foarte mult. Te-ai revoltat vreodată? Da, m-am săturat, dar nu mai vreau. Sau nu îndrăznei. Plecam și plângând din bucătărie, că acolo era examenul în bucătărie, lângă farfurii. Bineînțeles, dar asta ne-a făcut să fim un pic mai... Cu caracter. Probabil. Dar cu mama, v-a alinta mai mult. Mama ne alinta mai mult, da. Noi o ascultam pe mama, o iubim pe mama, dar poate și îmi pare rău, mai puțin o ascultam. Dar și avea niște istorii foarte interesante care ne făcea să o ascultăm și să facem tot ce ne roagă. Eu țin minte istoria cea mai care m-a atins pe mine cel mai tare. Era o mamă și avea doi ficiori. Și mama tot timpul lucra prin casă, făcea curat, spăla haine, făcea mâncare, dădea mâncare la păsări, toată ziua muncea. Și tot ruga pe ficiori să o ajute, hai băie să ajutați-mă, hai ficiori m-am ajutat. Și ficiori nu ajutau și se jucau toată ziua. Și la un moment dat a rugat să-i aduc o cană cu apă.
Și Feciorinu a tras atenție și nu a auzit-o. Și atunci mama s-a făcut într-o pasăre și a zburat de la ei. Și copiii, când au văzut că zboară mama de la ei, s-au dus rădeluat o cană de apă și din urmă ei lergau să vină înapoi. Și mama nu s-a mai întors. Și noi când ascultam cu fratele, facem o pauză și o întrebam mama, cu ce să ajutăm? Și facem tot. Deci căutau niște chestii așa mai psihologice pentru copiii care să ne facă să vrem să ajutăm. Și ajutați. Ajutăm. Ei, câteodată nu vreau mama să mă trogradă, că mă duc să mă ocup. Pune ei pisama la ocupație anumite leni. Ei, pisama la ocupație noi des punem, dar dacă spuneam că ne ocupăm și ne ocupam, venea tata și verifica. Și dacă nu ne ocupam, atunci era altă problemă. Nu ne ocupam. Dacă să vorbim despre anii de copilărie, noi ne ocupam foarte mult. Eu nu am putut să joc fotbal niciodată și nici n-am jucat fotbal și nu știu să joc fotbal, pentru că foarte mult studiam. Când copiii jucau fotbal, noi studiam. Da, și când mă chemau să joc fotbal, mi-era rușine să mă duc să joc fotbal, că nu știu a juca, pentru că mă ocupam la vioară. Și până ziua de azi nu l-am învățat acest sport. Unicul sport care mie îmi place foarte mult și îl știu, este tenisul de câmp, care îmi place foarte mult. Dar l-am învățat acum mai din coace. Am înțeles. Eu am avut norocul să iau interviu odată de la părinții tăi. Mama ta a spus că plânge foarte mult nopțile, mai ales la început, când v-a dus prima dată la Chișinău, v-a dus și a s-a întors acasă. Și casa goală. Bine, era Lilia, Fâțca, că voi așa îi spuneți, eu știu. Tu știi mai mult din sutul din familie. Păi îți spun că am luat interviu de la ei și cumva țin minte povestea asta, Fâțca stătea acasă și s-a întors mama ta de la Chișinău, v-a adus aici și a intrat în casă. E povestea asta și tremura barba, știi, era foarte emoționată. Că eu zis, mulți, e povestea la un moment dat că mulți din localitate au judecat, cum adică ați dat copiii, alții ziceau, meritați medalii de aur pentru așa curaj, știi? Eu s-o confruntat cu partea asta din mamă și probabil de multe ori s-o simțit și vinovată, dar tata a zis că întotdeauna tata îi dădea forța asta, că lasă-i să învețe ca să devină oameni mari. E, cred că, suferit. Mama este mamă și eu nu cred că există vreo mamă care și-ar fi dorit să dea copiii la distanță, să studieze, să nu fie lângă casă. Nu există așa ceva. Știu, i-a fost greu. Norocul că mai era Fâțca, sora noastră, Lilia, acasă și măcar era un copil lângă ea. Dar peste o perioadă, deja când am văzut că noi ne-am deprins, deja eram mai sinestătători, studiam. Noi chiar am învățat foarte mult cu fratele și ne-am ocupat foarte mult la instrumente și a început să bucure de succes. După care a venit și Lilia cu noi. Dar tata tău, știi ce-a zis? Interesant. Eu am spus multe lucruri, dar și mi-a rămas mie așa și m-a impresionat. Tata tău a spus că se duce cu voi în România la evenimente și acolo mari muzicieni, eu nu i-am reținut numele la cei mari muzicieni cu care el colabora, spuneau că voi de băieți ăștia ați mai auziți despre voi doi. Tu erai tot la vioară sau te duceai și cu țambalul? Știu că ai cântat și la țambal și la tobi. Ambii. Am început să bate toba, după care eu am studiat țambalul, fratele a studiat bas, chitară. Okay. Da. Și acordeonul paralel. Eu paralel am studiat vioara. Și când am mers la școala Coca, liceul Ciprian Popescu, care este acum, era concurență foarte mare pentru un loc. Deci erau 50 copii pe un loc, cam așa, după câte mi-aduc aminte. Și tata avea emoții și s-a gândit să mă pregătească la ambele instrumente. Că dacă nu se primește la vioară, să pot studia la țambal. El râdea atunci că zice, nici nu te vedeai de după țambal. Da, exact. Fiem ceva de sub ca să pot bate țambalul. Am ajuns la Chișinău, la școală. Am dat examenul și la țambal și la vioară. După care profesorul, bine un pic mă laudă, dar asta este adevăr. Profesorul de țambal venea la tata și îi spune, el a susținut examenul, dă-l la țambal. Vine acela de la vioară, spune că el la vioară a susținut, dă-l la vioară. Deci am susținut ambele examene și atunci tata deja era bucuros, vine și mă întreabă, la ce instrumente vrea să rămâi să cânti? Deci m-am gândit, țambalul mai greu să-l duci după tine, vioara mai ușor. Rămân la vioară și am ales vioară și nu-mi pare rău, pentru că până la urmă vioara este regina instrumentelor muzicale. Citat închis. Da. Citat. Dar tu să amintești perioada asta în care voi vă duceți în România, la concerte? Mi-aduc aminte cel mai mult o istorioară. Noi, deci, o iau de la bunica. Noi spuneam Mamaia. Mamaia.
Așa e la sud. Ea avea un frate și anii când s-au împărțit România de Moldova, când a fost pus hotarul. Da, da, da. Deci fratele ei a plecat cu oile la păscut. Și înainte când plecai cu oile la păscut, plecai cu zilele. Și când a dat să întoarcă înapoi, peste câteva zile, deja era pus hotarul și nu a putut veni în Moldova. Și deci i-a despărțit fratele cu sora. Ei bine, peste mulți ani, bunica și-a dorit foarte mult să-l regăsească pe fratele, să-l vadă. Și a trecut foarte mulți ani. Era perioada când nu se dădea voie la nimeni să meargă în România și era pusă politica. După care s-a permis să meargă la rudele cele mai apropiate. Atunci a permis și lui tata să meargă, doar cu condiția că să aibă grijă de ea, pentru că avea o vârstă și ca însoțitor să nu pățească ceva pe drum. Și l-a găsit pe fratele în România, să știi. Cred. Da, s-a fost o istorie foarte interesantă și s-au regăsit. Deja el avea acolo familie, avea 3 copii și noi aveam rude în România. El locuia în România, lângă Constanța, în Mamaia. Și s-a primit că noi aveam virișori de-a doilea în Constanța, lângă mare, lângă litoral. Și mai vrei să-ți mai dorești. Da, și noi a fost o perioadă când plecam des la mare, în Constanța, și mergeam pe mult timp, mergeam cu lunile. Și acolo, în Constanța, este satul de vacanță, unde sunt mai multe restaurante. Restaurantele erau împărțite pe zone, Maramureș, Oltenia, Dobrogea, Moldova, și se cânta muzica populară din zona cu dare. Da. Și noi ascultam toată seara, până târziu ascultam muzică. Mergeam de la local la local, tot căutam muzicieni, să ascultăm. Chiar aveam știți, la muzicieni se practică vorba asta, este o vorbă frumoasă, muzica se fură, în sensul frumos al cuvântului. Asculți, îți intră în ureche. Mai era o posibilitate să mai poți imprima ceva, cu axofoanele, cum erau pe microfon, mai imprima, mai învăța, mai studia. Și noi foarte multă muzică ascultam în regiunea asta, satul de vacanță, în Constanța. Da. Și într-o zi, noi iubeam foarte mult muzică lăutărească, adevărată lăutărească. Și urechea noastră auzea undeva se cântă frumos lăutărie, cânta cineva cu clarinetul. Măi, dar cânta frumos și noi după ureche, tot mergeam după sunet, până am ajuns la local. Când am ajuns la local, era un botez de muzicieni, la un muzician, și erau numai muzicieni în la petrecere. Da. Tata a intrat un pic, s-a uitat înăuntru și erau niște muzicieni pe care îl deja îl cunoșteau pe tăticul. Și au fost la noi acasă, mai înainte, au fost acasă, noi eram la liceu, studiam. Și s-au cunoscut pentru că s-au întâlnit în Cahul la un spectacol. Ei bine, ce faci, domn Vasile? Uite, sunt copii, ascultăm muzică, da. Dar eu permanent umblam cu vioara în spate. Da, ai copii muziceni, da, unii vasă. Bă, ce prea Porumbescu? Și pot cânta? Da, cântă și hore și sârbi cântă. Cântă ceva? Da, dacă trebuie, cântă. Bine, mă întreabă tata și mine și Vitalie. Cântați ceva? Cântăm. Scoate instrumentul, Vitalie a luat un acordeon de pe loc la cineva, era mare acordeon, e făcut cu rările mai după dânsă. Ne întreabă ce cântați, am spus, cântăm o horă de-a lui Ionica Minuni, o horă de-a lui Carmen Piculeață, un violonist foarte puternic, acum suntem prieteni. Și ei s-au mirat, cum de la Chișinău, băi, rușii ăștia știu de Ionica Minuni, de Carmen Piculeață, știi? Deci am început noi a cânta. Eu țin minte că nu mă vedeam, nu vedeam oamenii, am început a zbura bacșiș. La România este primit să dea ciubucă. Zburau banii în noi. Noi am cântat până la final 2-3 piese. Deja aștept muzicanții care cântau de pe loc, au părut un pic de invidie și au zis că gata, păjungeți, pentru că le strângeam lor, dar le strângeam toți banii. Și am reușit noi de pe jos, am pus în husa mea de vioară. S-a primit foarte frumos. A doua zi, eu bucuros cu fratele că avem niște bani, să ducem să ne mai distrăm pe la topogane, pe la ceva. Tata a zis că nu cheltuim banii, că avem de cumpărat haine pentru liceu, cărți, nu știu și. E până la urmă și-a cumpărat 4 roți noi la mașină. La moscuici. La moscuici. Da, bine, tu știi. Nu știu, am avut perioade foarte interesante în familie, ce ține de muzică. La noi în casă au fost foarte mulți muzicieni. Practic, în casa noastră, zi de zi era numai muzică. Noi am crescut în
armonie și în multe sunete muzicale. Mama ta povestea că era însărcinat și a venit durerile de să nască, știi? Și asta a povestit. Și trebuia dusă la... Da, trebuia dusă la spital și cumva tata tău a glumit. Hai, aștept pe mâine dimineață că uite, casa e plină de muzicie, trebuie să trecem pe toată acasă. Da, înainte când se făceau nunțele, doar nu era transport cum este acum. Și vineau muzicieni, rămâneau cu o zi, două... Mă rog, se strângeau de prin diferite raioane. Și bineînțeles că rămâneau la noi acasă și dormeau. După nuntă se mai drăgeau petrecere, oamenii se culcau, mai serviți un pic și se odihneau. Și mama atunci, da, știu istoria asta, că probabil eram eu atunci. Da, era al doilea copil. Și tata i-a spus, hai, poate mai rău, până mâine. Eu știu că tata tău era și prieten cu tatăl lui Nicolae Botgros. Tata, într-adevăr, a fost un prieten foarte bun cu Mitea Botgros, ca așa îi spuneam, Mitică. Cântau des la petreceri, în spectacole, cântau împreună. Deci au avut o relație foarte prietenească și chiar mama spune că era un om foarte bun. Era un prieten, deci care ținea la lăutari, la muzicieni. Și mai era o vorbă frumoasă la sud, spuneau că el avea o mână dumnezeiască, Mitea Botgros, pentru că a fost o perioadă, probabil, când ajuta ceva pe mama să mă schimbe de pe linci. Și muzicanții au spus că unii pune mâna Mitea Botgros, într așa la ieșe lăutar, știi? Că era o vorbă foarte frumoasă. Avea o mână dumnezeiască. Ce chestie! Tu-ți dai seama, poate este ceva, o energie acolo pusă. Este, să știți că noi cu familia Botgros ne leagă foarte multe istorioare bune, lumea uneori interpretează... Sunteți concurenți. Concurenți, nu știu ce. Nu, eu niciodată nu m-am gândit la concurență sau la ceva de genul, hai să ne concurăm. Deci noi facem... Fiecare muncă cum poate. Cum poate și cum iese. Și orice critică, chiar dacă erau critici în partea noastră, eu nu mă supăram, eu le ascultam și dacă vedeam că undeva chiar este o greșeală de mea, eu pur și simplu mă corectam atât. Dar n-ai cum să iei piept la atâtea mesaje. Voi sunteți cunoscuți în toată țara și aproape în toată România. Și atunci mesajele și comentarii n-au cum să fie numai pozitive. Nu poți să plași la toți. Nu poți să plași la toți. Până înveți chestia asta, suferi. După și asta... nici nu trebuie să te strădui să plași la toți, pentru că o să iese o greșeală. Fiecare persoană și are publicul lui, fanul lui, nu poți să plași la toată lumea. Bineînțeles că trebuie să ne străduim să facem lucrurile frumos ca să fie apreciată munca. Hai să ne ducem la școala internat, unde ai ajuns la 8 anișori. Prima zi când ai ajuns acolo? Eu eram atașat de mama tare și primele zile recunosc că chiar și plângeam pentru că mi-era dor de mama. Dar, cum am mai spus, norocul nostru că eram doi și noi ne-am luat unul de altul. Și noi dacă luăm bătaie, luăm amândoi bătaie, dădem bătaie, dădem amândoi bătaie. Dacă era ceva, o problemă cu Advahov, Advahov, înseamnă că ambii erau cu problemele. Internatul pe noi ne-a ocălit foarte mult și ne-a făcut să fim, nu urmă frază, dar prieteni foarte buni. La mama acasă era atât cald, plăcinte calde, mâncare caldă. Eu știu despre acel sous de care ți-i place foarte tare. Și asta v-a spus-o, da. Dar cum? Carne de pui cu cartofi în adâșiț. Sousul copilăriei tale. Când veneam în vacanță, mama ne întreba ce să vă pregătesc mâncare? Sous. Asta sous înseamnă cartofi cu pui. În adâșiț. În adâșiț, așa cum face mama. Dar noi ziceam cartofi scăzuți. Și până ziua de azi, apropo, nouă ne place și eu mă simt fericit acum. Este o perioadă foarte frumoasă când am părinții alături. Ei i-a dus la Chișinău, nu? Sunt lângă noi, da. Și suntem toți aproape, fratele, sora, nepoții, deci este o familie foarte mare. Da, eu am avut noroc să o cunosc și am stat de vorbă și cu Lilia, dar despre diferența asta de... Oricum era un alt stil de viață, acasă era cald, era mama alături, tata și așa mai departe. Acolo, iată, tu spuneai, plângeai, știi, ți era greu. Pe urmă, da, noi trebuie asta să subliniem foarte tare, să nu se înțeleagă greșit. Sacrificiu s-a meritat. Tu ai ajuns unde ți-ai dorit și tu și familia ta și tatăl tău și a îndeplinit scopul și ăla. El a suferit, mama ta a suferit, dar s-a meritat. A fost pentru ce? Să se sacrifice. Dar hai să vorbim despre perioada aceea. Eu știu că ție nu-ți plac ori macaroanele, ori cașa de avseangă nu-ți place. Asta soție să spui cine? Da. Adică pentru că mâncai acolo foarte des. Urăsc anumit... macaroanele, urăsc tot ce ține de... Mâncare de cămin. Cașă și nu știu ce. Eu pur și simplu nu le pot vedea în ochi, pentru că toată ziua le vedeam pe masă la cămin.
era, tu ai copilărit în perioada în care nu se dădeau salariile, da, părinții tăi erau profesori, adică era perioada aceea în care voi plecați săptămânal acasă, mama ta tot venea la voi la cămin, destul de des, nu la cămin, la școală internat, trebuie să spunem, să nu se înțeleagă greșit, că voi acolo locuiați, acolo învățați. Acolo învățam, acolo lucram, acolo mâncam, acolo absolut tot făceam și în internat unde noi lucram, la etajul 2, trăiau copii mici, la etajul 3 trăiau fetele, la etajul 4 trăiau băieții. Noi am avut educatori care erau responsabili de noi, aveau grijă ca să nu fie diferite nebunii. Și noi am avut educatori foarte stricți și știu că Dora Nicolaevna Uloi, în ei încă este în viață, dar era ca a doua mamă pentru noi. E foarte mult a ținut și avea grijă de noi, ne ținea din scurt. Și noi am ascultat-o și o respect foarte mult. Și dacă vă vedea această emisiune, chiar vă să-i transmit multă sănătate și mi-e dor să o revăd. Anii de liceu, foarte interesant. Eu nu știu dacă trebuie să spun sau nu trebuie să spun. Eu n-am fost cel mai cu minte. Hai să spunem chiar dacă nu trebuie. În ce sens nu cel cu minte? Făceam multe bazaconii, multe nebunile făceam. Bine, cu măsură. Nu... Mai multe decât Vitali. În ce sens? Sau la fel, egale în bazaconii? Nu știu, cred că da. Nu pot să spun că eu mai multe sau el mai multe, dar sub fereastra noastră trăiau la etajul 3 fetele. Era o fată la care tata ei era director de colhoz sau nu știu ce era, de brigadă. Om important, da, important în sat. Și în permanență vinea cineva și aducea bunătățuri de acasă. Ceva de mâncare, gustos. Și la fereastră e făcut așa o lădiță unde punea mâncarea. Și eram pungi, mă rog, stai afară la răcoare să nu strici. Dar noi flămânzi. Noi eram foarte flămânzi. Era o perioadă când noi, pur și simplu, ducem foamea. Aici ne-am gândit noi cu un coleg de meu, cu Liță Boțan, hai să facem un cârlig și cu, dintr-un chiron și cu o tășoară. Și... tragem de mâncare. Într-o zi ne-am mers, am furat un pungă de mâncare, am mâncat. Ele nu știu de asta. Asta era ziua, când ele nu erau. Și tot așa, două, trei zile, noi cam mai luam câte o pungă de acolo de mâncare. Atunci mi-era rușine, acum nu mi-e rușine să povestesc, pentru că noi râdem deja cu fetele vorbim. Dar de amuzant. Ele povesteau. Într-o seară, noi era, noaptea nu era mânca. De amu, ele povesteau. Stăm, noi dormim și auzăm. Țang în fereastră. Țang și ele s-o spăriet și ne bate în fereastră. Când se uite, vede cum o pungă se ridică în sus. El râde, deschis fereastră, a apucat punga. Noi în sus, el în jos. Noi în sus, el în jos. Rup punga, a căzut atâncarea jos. Nici noi. Da, nici. Cred că mai mulți au trecut prin așa momente, dar asta e. Da, era perioada când, da, aveai niște bani, dar ei țineau destul de puțin. Ți-i dădeau lunea și până miercuri banii nu mai erau. Era și perioada de... criză. Criză, când... pleca foarte multă lume, mai ales ce ține de profesori, era foarte greu și perioada aceea și părinții noștri au plecat în Grecia și noi am dus-o mai greu. Ei, de așa, în Grecia voi de-am cântat la evenimente, că Lilia ne-a povestit că ea vă călca cămașele. Da. Înainte să vă duceți și odată uitați-vă cal și au călcat-o în 5 minute. Ea avea așa un soi de frică, respect, nu știu cum să o numesc, așa, un soi de să nu cumva să-i supăr, să fac corect, să facă, ea era foarte responsabilă. Ea, dacă au plecat părinții și au lăsat pe seama noastră, îți dai cât seama. Cât ne că... Lilia când a plecat părinții în Grecia? 16-17, din câte ne amintesc. 15-16. Mi-e greu să spun acum să nu mă greșesc, dacă am perioada asta. Și perioada când destul de periculoasă, dacă nu sunt părinții lângă copii. Copii, da. Bine, noi fiind deja mai flăcăi, avem grijă de sora și noi am sunut-o din scurt până a apărut cumnatul Andrei. Deci, deja noi... E cere voi de la voi, ca de la părinți. Da, da, cerea voi și ne asculta. Da, hai să ne ducem, ne-am dus prea repede. Hai să ne întoarcem încă un pic la școala internat, până să ieșiți de acolo. Știi ce ne-a mai salvat pe noi la liceu, la internat? Tata și cu mama ne sunau practic în fiecare seară. Și 10 minute vorbea cu mine, 10 minute vorbea cu Vitali. Fix. Asta era lege. Și tata spunea așa, eu vin să vă controlez. Dacă voi nu învățați, n-aveți note bune, eu vin, fac urechile roșii,
nu mă uit la nic, să văd că vă ocupați, că învățați. Noi avem o frică de la distanță, când vorbea cu noi. 10 minute, asta e mult de morală. Eu punem recitorul și răbde la înveră și mă ocupam, atât de mult îl ascultam la ceea ce spune. Dar legătura dintre noi cu părinții, prin intermediul, puteam vorbi 10 minute la telefon, era destul de bine. Era telefon de cel era un telefon comun. De pe timpul și era un telefon comun la tot, școala, internatul. Da, da, da. Trebuie să stai la rând să vorbești acolo. Da, la vacht era o doamnă și ea mă știe dacă a sunat la Dvahov, ăștia 20 minute țin telefonul. E ocupat, 20 da. Minute e ocupat. În genere, eu când eram mic, aveam o frică să ies după internat. Deci aveam internatul, școala nu erau departe. A mine trebuie era internat, școală, internat, școală. Eu nu prea ieșeam, aveam o frică să ies mai departe de internat. Valiștine de ani când aveam 9, 10, 11 ani. Mai târziu, mie niciodată nu mi-a plăcut discotecile. Nu, discotecile nu care le organizam eu în cadrul școlii da? Pentru că acolo știam că sunt toți colegii, și, dar nu puteam să merg în oraș. Eu le suceam în permanență discotecile cu ceva, unde sunt bătăi, bieții, nu știu, ceva care nu e meu, tine, nu da? E despre mine. Și eu nu am mers niciodată la discoteci. Am avut un blocaj la capitolul ăsta de discoteci. De ce a fost tare cu mințel, Dimitrișel? Nu, n-am mai fost așa de cu mințel. Dar așa puțin cu discoteciile. Cu discoteciile, cu altele, da, eu. Dar hai să vorbim un pic despre câștig. Când ai simțit că ai început să câștigi primii bani, da, tăi. Nu tata să spună că trebuie cumpărat haine din trânș. Dar e că ne-am cumpărat și eu pot să-mi cumpăr ceva de valoare a meu. Știi, starea asta. Tu erai încă la școala internat, presupun, că până la ce vârstă ați stat acolo? Până în clasa 12. Da, mulți ani. Mulți ani. Primii bani care am câștigat, asta era, eu cred că prin clasa 7-6 deja eu câștigam, mă întrețineam. Da, la concursuri. Singur. La concursul, la petrecere, evenimente, da. Bine, eu iarăși vreau să mă repet că nu câștigam sume enorme, dar mă câștigam necesarul ca să mă pot întreține. Și chiar când cântam la vârsta de 6 ani, cu tata mergeam pe la, acum la noi spune a doua zi de nuntă, zeamă, dar atunci era fuioare, așa spunea la noi la sud. Și cântam cu el foarte des și cu fratele și țin minte că mi-era somn, vreau să dorm. Și adormeam pe dobă. Și vrem acasă. Și tata îmi spune, nu dormi, că mă faci de rușine. Și mamă ce, nu dormi, că mâine îți cumpăr bicicletă. Și eu auzând de bicicletă și bădeam dobă și până dimineață. Bicicletă nu mi-au cumpărat, ne-au cumpărat eu singur după asta. Tu ai stat de la 8 anișori până în clasa 12, în același școală, internat, cu aceleași ocupații, mereu, bacalaureat acolo dat. Tot acolo și vreau să spun că copiii mei învață astăzi la liceul Ciprian Porumbescu, exact în liceul unde noi am studiat și ori de câte ori trec pe lângă internat, mereu am emoții pentru că mă leagă foarte mult cu locul ăsta liceu. Jumătate de viață este acolo. Jumătate de viață, da, da. Și anii de liceu, în liceul Ciprian Porumbescu, au fost foarte mulți copii talentați, copii de muzicieni, ca Cezar Cazanoi, Alexandru Șură, deci mulți copii talentați care erau o concurență sănătoasă între noi. Deci, cum au zis, se ocupă unul, nu puteai să stai locul, trebuie să ții instrumentul, să-l iei, să te ocupi și tu, ca să nu rămâi în urmă. Deci era o concurență foarte frumoasă. Și, apropo, studiile sau ocupația în grup, da, unde auzi că se ocupă alții, ajută foarte bine pentru copii. Pentru că tu dacă studiezi la vioară sau la acordeon, te oprești, auzi că alții se ocupă, ce faci? Începi să ocupi și tu, că să nu faci pauză, pentru tu vezi că el învață și apare o concurență sănătoasă când trebuie să studiezi. Bine, și încrederea asta de mici copii, că noi am început a cânta, noi cântam la toți. Cine nu intra la noi în casă, noi cântam la toți. Dacă venea un meșter să schimbi o țavă sau venea, înainte era gazul cu baloane, da. Cu butelii. Da, da, baloane. Balonul de gaz, da? Da. Și trebuia să schimbi buteliile. Noi cântam și la ce e. Tata spune, stați că băieții mei am ușor când... Da, vă făcea pentru asta reduceri la servicii. Probabil, nu știu, tata nu, mă, nu, eu doar nu trebuie în detalii. Este, poate aducea mai rapid sau ceva, nu știu, nu pot să spun asta, dar cântam la toți cei care intrau în casă la noi. Și a format un pic încrederea asta de a lua instrumentul și de a cânta. Oricând, pregătit. Da, da, și oricând, gata. Cu încrederea asta noi am mers și la Chișinău.
După 12 clasă, la conservator amândoi. După 12 clasă, am mers la conservator, exact. Voi ați terminat pe rând sau ați fost într-o clasă mereu? Nu, el a fost cu un an mai mare, eu cu un an mai mic, deci... Și aici erau multe lucruri interesante. El îmi spunea la profesorul ăsta să înveți, că aici dacă nu înveți, prânești doi. Acealaltă e mai puțin sever, mai poți așa. Poți mai șpălești așa. Și uneori chestia s-a ajutat, dar uneori nu. Pentru că veneam la examen și nu eram poate atât de pregătit și profesorul spune, tu cine te pregătit? Și spunea, doamnă profesor, vă spun ce simt. Frate, eu zic că pot să fiu un pic mai puțin pregătit și să meargă, să treacă cumva. Și nu trece. Era sincer. Rămânem cu restanță. Examenul. Examenul. Și trebuia restanța să stau să învăț vară. Dar ultimul an în care plecase deja Vitale, tu ai rămas la școala internat și Vitale s-a dus la conservator. Da. Tu ai mai stat un an acolo. Da. Voi ați trăit un an separați. Da. El deja și-a luat chirie. Nu luasem chirie, fratele a plecat la căminul de la conservator, eu am rămas la internatul liceul Ciprian Promescu. Aha. După care deja am stat împreună. La da. Deci am venit la conservatorul și am stat probabil că un an maxim lăsat. Deja nu mă puteam deprinde cu căminul de acolo, nu știu de ce. A fost mai rece pentru mine. Straniu, e că acum mi-aduc aminte și... Îmi dau seama că un pic a fost mai rece pentru mine căminul de la conservator. Și apoi am plecat la chirii. La chirii deja toți trei. Veniți și Lilia, și Lilia, și fratele, și noi. Toți trei. Ați trăit? Câți ani ați trăit împreună? Fratele vreo 4 ani, dacă nu mă greșesc, după care el s-a căsătorit și am rămas eu cu sora. Cu sora am mai stat vreo 2-3 ani și deja fiecare pe la casele lor, cu familiile lor. Lilia s-a căsătorit cea din urmă, nu? Da. Dar din perioada aceea în care ați trăit împreună, voi cum vă împăcați? Părinții erau plecați psihotarii, vă trimiteau bani să vă întrețineți sau voi cumva faceți deja băieți mari, deja la conservator, toți instrumentiștii de la conservator se duc la nunți cel puțin și își câștigă. Nu era relația asta de dependență față de părinți? Nu, deja noi la conservator eram de sine stătători total. Mm-hmm. Nu am avut nevoie să ne susținem părinții, chiar dacă ei lucrau pe psihotare, aveau posibilitatea să ne susțină, am zis că nu, mama. Noi ne descurcăm, totul e ok, nu vă faceți griji. Voi ați fost atunci în perioada aceea în Grecia și voi să-i vizitați? Nu, dar nu era posibil, era mai complicat cu actele să ajungi în Grecia. Doar lumea pleca... Da, ilegal, bani. Și chiar mi-e rușine, dar și părinții noștri au fost nevoiți să plece... Ca la toți, da. Și... Și aici este o istorie foarte interesantă cu grecii și cu plecatul, nu știu dacă v-au povestit. Deci mama lucra la o familie și a rugat familia ca să vină și tata să lucreze la, că prima jumătate anului a plecat mama. La care tata a mers și el în Grecia și trebuia să lucreze ceva ca grădinar, ca nu știu ce, care nu prea da, la tata. El cum, muzician. Da, da, muzician și să știi cum să aibă grijă de grădină. Și ceva nu-i plăcut la stăpânul cel care a lucrat și încerca să-i sprijine lui tata și a luat el să-i arăte cum stai. Și tata s-a înervat, spune, cu, la tine îți primești bine. E așa era, da. Și s-a înervat și eu spus că afară ați plecat. Și atunci mama și putea plânge și au avut eu vreo 2 luni cam complicate, dar iarăși muzica l-a salvat pe tata. El a avut acordeonul cu el. Și s-a pus mâna, inima, cum spune, în dinți și a mers să cânte la taverne, așa spune la ei. Da, da. Că tot prima zi și-a câștigat, nu rău. Și a înțeles că... Faci grădinărit în Grecia când poți cânt. A înțeles că cu muzica ar putea să câștige și din ziua aceea a început să cânte. Și tot muzica l-a ajutat și tot muzica l-a adus la ceea ca să poate câștiga. Și... Eu cred că ne amintesc foarte bine că el a făcut cunoștință cu un moldovean acolo pe stradă sau cu un român. Sau s-a apropiat cineva. Istorii multe care mi-e rușine să le povestesc, dar istorii sunt foarte multe. Tatăl meu e foarte glumeț la capitolul ăsta. Dar cel mai interesant, lumea l-a apreciat pentru că a văzut că e cu studii. Tata avea... Nu era la da, la ureche, dar știa foarte bine și clasică și aveau mulți prieteni și era un... Eu nu știu cum să-i spun, un comisar pe zona aceea unde trăiau ei.
Și a aflat că au venit, cum vin moldovenii, cu documentele mai puțin în ordine și a spus că, uite, eu știu, eu nu scris probleme. Lucrează aici, în zona asta, nu te du în altă parte, că eu acolo nu-ți pot ajuta. Aici puteți să vă câștigați o bucățică de pâine, normal, că văd că sunteți oameni culți, oameni serioși, nu vă ocupați cu alte nebunii. Da, l-am prins păcatul pe tata să ducă... În alt raion. Da, peste vreo lună, două, să vadă cum e în alt raion. Și când s-a dus în alt raion, a văzut că acolo un pic mai mult au câștigat. O, riscurile mai mari. Fiecare om. Ia să mă duc odată. Și acolo, din păcate, o dat peste cineva care a văzut că nu are actele și l-a... I-a trimis acasă și mama și pe tata. Și atunci i-a venit acasă. Ei, dar noi am spus, mama, tata, bine că ați venit, lăsați, că noi ne descurcăm cu toți împreună să facem ceva și o să ne descurcăm. Și mulțumesc Dumnezeu că totul este bine. Eu i-am văzut, ei sunt foarte mândri de voi, dar într-adevăr, tata așa a menținut reținerea. Tare rar vă laudă. Da. Laudă, dar nu de față cu voi. Ne-a lăudat cum a intrat tu atunci la un moment dat, când i-am intervievat, gata, și-a schimbat atitudinea, știi? Adică nu te laudă de față. În continuare e așa? Da, el orice spectacol care noi îl avem, da, lumea apreciază, da, e succes, da, toată lumea spune bravo. Dar la dânsul nu prea auză laudă, spune că... Da, spune, uite, la melodie ce acolo, nu a fost acolo, nu a fost intrarea cum trebuie, nu a fost armonia, ori nu a fost legătură cum trebuie. Uite, și care a spus o piesă, mai scurt, orice, dar le spune sincer. Deci, este un critic... Adică are dreptate, în are dreptate, este un critic care spune drept. Partener general OTP Bank. Când ai făcut cunoștință cu Ionela? O, cu Ionela mă cunosc parcă de viață. Eu o cunosc pe ea de copilă, de la vârsta 15 ani, cam așa. Aici în Chișinău ai făcut cunoștință? Aici în Chișinău am făcut cunoștință. Ne leagă mulți ani. Dacă familia ta știu aproape totul și am încercat să te provoc să povestești lucruri pe care deja le cunosc, o parte din ele cel puțin, este despre povestea de dragoste cu Ionela, nu știu nimic. Ai cunoscut-o la Chișinău când era la școala internat? Am cunoscut-o când eram la școală internat, am ieșit des în oraș, după care... Dar unde ai cunoscut-o, concret? Adică v-ați întâlnit prima dată unde? La magazin, la nu, școală? Nu, lângă Biblioteca Națională. Ah, deci voi v-ați dus să citiți. Eu nu, ea, da. Eu mă tind când păgam o nuntă ceva, nu mai țin în minte. Și acolo ne-am cunoscut. Bine, a durat... cunoștință scurtă, după care am ieșit în oraș, după care am început să prietenim, după care ne-am... Cuplat. Nu, ne-am și dispărțit pe urmă, iar ne-am întâlnit ca... Ca tinerii. Ca tinerii, pentru că... Adolescenți. Ca adolescenți, da, da, da. Practic, da. Dar peste mai mulți ani mi-am dat seama că ea este a mea. Anii îmi pare că ea e mult mai foc decât tine. Tu așa, așa mai lent pe lângă dansat. Cum? Da, 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 un pic mai cu... Asta a venit de mai încoace, să știți, pentru că ea și la dânsa istoria viață sau vieții nu e atât de caldă și atât de frumoasă. Ea a pierdut-o pe maică-sa la o vârstă foarte fragedă, tânără, a crescut fără mamă și asta nu este ușor. E dar bine. Din momentul când am luat-o lângă mine sau ne-am cuplat sau când ne-am prietenit și când suntem împreună, eu am încercat mereu să-i dau cât mai mult să capite încredere în ea, pentru că era mai puțin încrezută. Așa a fost viața. Acum vreau să vă spun că mi-a reușit, dar prea tare uneori. În detrimentul tău? Da, 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 uneori mi-a spus, băi, și am făcut de tine. Bine, glumim. Eu sunt foarte, mă simt foarte fericit. Avem doi copii. Ea mi-este soție, mi-este și un prieten. Eu vin acasă și cu mare drag stăm la un pahar de ceai sau un pahar de vin. Și mai vorbim, ne mai consultăm și am cu cine vorbi și am cu cine mă consulta. Deci mă simt un bărbat fericit. Erai romantic în tinerețe? Foarte. În sensul până să te căsătorești? Până să faci nuntă cu nunii? Eu sunt romantic și acum sunt romantic. Ok. Dai flori, cadouri, surprize? Dacă nu sunt flori, uneori fac surprizele în alte, prin muzică, prin diferite metode. Cum îți ferți de soții? Tu povestii cineva ori tu m-ai întrebat? Asta nu știu nimic. Este o poveste interesantă, înseamnă că la mijloc, a? Este o poveste un pic haioasă, care, iarăși,
Nu știu dacă merită de povestit, dar vă povestesc. Hai. Deci, era ziua mea, am sărbătorit-o cu prietenii, cu fratele, cu sora, cu toți cei care erau mai aproape de mine. Și mulți mă întrebau, când odată să faci nuntă? Oricum, noi deja locuiam împreună, trăiam împreună. Ei, și eu în ziua, de ziua mea, am cerut-o de soție. Și tot să întreb, da, inelul unde? Și am luat, am făcut din verdeață, dintr-o ceapă, am făcut un inelu și am spus că iată inelul și am pus pe dește. Cineva a spus că, ce romantic, ce interesant. Pentru mine a fost un pic de glumă, dar ea a apreciat și acest gest. Eu cred că după asta ai recuperat-o și ai dat și un inel pe care îl merită din plin. Da, atunci a meritat. Știi că este o piesă, apropo, tare romantică, de la Aura, Inelul de iarbă. Inelul de iarbă. Se vorbește despre cât de prețuitor, până la urmă, este cât de prețuit este dragostea, că nu e despre inelul și ăla de un metal mai scump sau mai puțin scump, știi? Corect. Eu tot sunt de părerea asta că nu contează cadourile cât de scumpe sau nu știu ce. Contează sinceritatea și dragostea care oferi unei persoane. Mai ales că ea nu te-a cunoscut când aveai averea pe care o ai acum. Tânăr, puști, care bani n-aveai, părinții erau psihotare și munceau ca toată lumea, nu erai, poate perspectivă era, dar ea s-a îndrăgostit de tine, nu de artistul și de omul de succes. Niciodată n-am văzut la dânsa interes pe avere sau pe cadouri scumpe. Pentru că vă cunoașteți minției. Niciodată n-am văzut la ea și apreciez acest lucru, deci... Uneori eu îi spun, poate îți cuperi ceva mai, nu știu ce. Dar de ce? Eu... Sunt ok și așa, da? Da, ok așa. Este foarte feminină, este foarte deșteaptă. Mie uneori vă spun așa cum este. Mi-e rușine să vorbesc în unele domenii, pentru că ea cunoaște foarte bine și mai bine tac din gură, că să nu mă fac de rușine. Deci ea materia o cunoaște la perfecție. Mie ne pare că este creată o părere preconcepută despre artiști, oameni care îți desucces, că la dânsă totul e minunat în relație, ei totul este bine. Nu, există și câte o ceartă. Tu poți recunoști chestia asta. Și da, uneori psihologii spun că acolo unde nu există ceartă, nu există nici iubire, știi? Pentru că dacă te cerți, înseamnă că îți pasă. Sunt de acord total. Nu poate să fie o relație ca să nu fie unele momente unde se mai ceartă. Da, sau să ceartă, că... sau contrazic. Doar că eu permanent să mă conduc după o vorbă, oamenii înțelepți din orice ceartă, scot lucrurile bune și corectează ambii. Dacă eu am greșit, nimeni nu mi-e rușine să spun cer scuze. Exact și la ea. Și asta ar trebui să fie la toți, nu numai decât în cuplu sau în... Nu există om perfect, nu există om ideal și cu toți e greșit. Din momentul când muncești, faci ceva, mai dai și prin străchini, cum spune la noi în Moldova. Nu dai prin străchini numai când nu faci nimic. Când nu faci nimic și nu trebuie să fie rușine. Ai greșit, ai greșit, ești culat, ești culturat, ai mers mai departe. Și ne cedează într-o ceartă, primul. Tu ești mai mândru sau mai ții mânie mai mult sau Ionela e mai supărăgeasă? Nu ne-am ținut. Ambii cedăm ca să nu fie... Depinde și de situații. Care mi-a tare enervat? Cine mi-a enervat? Vezi că... Ca și la noi cu fratele. Și la noi doar sunt certuri. Nu poate să fie totul perfect. Da, cu fratele eu am înțeles o chestie, că voi când vă certați, voi doi, și dacă apare cineva, acel cineva devine dușmanul vostru comun. Da, pentru că noi peste 5 minute ne împăcăm. Și acela devine dușman. 3-4 minute și parcă nici nu a fost ceartă. Deja și în orchestră tot. Dar cel care s-a băgat, deja e dușmanul. Rămâne dușman, da. Și avem prieteni care permanent spun, nu mă întreba, nu mă amestec. Nu, clarificați-vă. Nu mă amestec. Și doamna Zinaida tot spune, vă clarificați, nu mă întrebați, mințiți cu el, că așa vorbești cu noi. Nu, eu nu. Hai să ne mai primăm la dragoste și familie. Ce ai simțit când s-a născut primul băiat? Eu am asistat la naștere. Eu am dorit foarte mult copii. Eu m-am căsătorit la 30 de ani. Eu m-am dorit copii și mai devreme. Și bineînțeles, când a apărut primul copil, pentru mine a fost ceva inexplicabil de frumos. Nu pot să-l dau prin cuvinte acest sentiment când îți dai seama că este ceva din tine, din a tău, ceva dumnezeiesc. Daniel este un copil foarte bun la suflet, este un copil foarte prietenos, este un copil foarte credibil. Daniel e cel mai mare, el e cel Vasile mare. Daniel. Daniel Vasile, da. Lucian
Ion, este foarte șmecher. Ca al doilea, știi? Da. Eu zic și de tine aici. Foarte șmecher și este foarte interesant cu el să discuți. Încerc să le transmit ceea ce știu eu, muzica, pentru că dacă nu ești dat la muzică și copiii ar fi mari și m-ar întreba, tata, de ce nu m-ai dat la muzică? Atunci nu o să merg niciodată. Dar mai bine dau la muzică, las să studiez muzică și o să decidă singur. Vor să fie muzicieni, o să fie. Nu? Nu. Pentru că eu zic părerea că fiecare copil ar trebui să știe muzică. Muzica dezvoltă foarte bine gândirea. Indiferent de profesie pe care o are orice om, e bine să cunoști muzica. E o matematică. Sunetele, acordurile, notele, rezolvările între note cu intervale. Deci e o chestie care ajută foarte mult la gândire. Pentru orice copil e bine să studieze muzică. De la ce vârstă ar trebui să înceapă a studia? Indiferent. Nu contează. Nu minimum, să zicem. Depinde la ce performanță dorește părintele să ajungă la studiile copilului în muzică. Cu cât mai devreme, cu atât e mai bine. Tu pe la ce vârstă ai dat? 7 ani. La 7 ani. De la 6 a început să studieze Daniel și Lucian tot cam la 6 cu Vioara un pic. Mai din joacă, mai din serios. Ne-am dat la studii. Tu crezi că ești cu copiii tăi așa cum era tata tău cu tine? Nu. Parcă nu. Nu-mi permit să nu arăt că țin la ei. Nu știu, că îi iubesc. Ar trebui poate să fiu mai retras, mai să ascund, dar nu pot. Și nu ascultă câteodată. Ei, de unde și mă des nu ascultă pe Ioanela și vin acasă și îmi spune că iar nu mă ascult, iar tu, Ialinț, iar... Ei seamănă un pic la ceea ce am trecut eu cu fratele, pentru că noi în copilărie foarte des ne certam, ne băteam, știi? Noi la o perioadă am devenit mult mai prieteni, dar în copilărie ne certam foarte des și chiar ne băteam. Exact asta văd la ei. Dar totodată țin unul la altul. Exact istoria cu Atrile. Dacă se vără cineva între ei, ei se unesc și țin piept la orice. De, cumva te uiți la dânsi și vezi dintr-o parte povestea voastră. Băi, și unul la vioară, unul la acordeon, deci pe Lucian, tata meu, bunelul, primul i-a pus acordeonul în mână. Normal. Am și o glumă aici, tata îl lămurește cu Daniel. Deci în partea dreaptă ai clapele. Ai înțeles? Am înțeles. La mijloc este foiul. Care... Ai înțeles? Am înțeles. În partea stângă sunt bașii. Ai înțeles? Am înțeles. Hai repetă. Și ai în dreapta. Clapele. În mijloc, coiul. O văd dreptate, cumva. Și de lângă. Vezi? Hai, noroc. Noroc. Știi, eu n-am vrut să fac orchestră. Noi automat ne-au atras situația ca să creăm orchestră. Dorința mea a fost să facem o formație, un fel de band cu viori mai modern, orchestră mai modernă, cu tobe, cu orgă, cu țambal, cu acordeon, trompete. Și la care noi am încercat să facem o formație mai mult. Și primul spectacol care a fost la Palatul Național, am ieșit și am cântat cu tobă, cu orgă, cu vioara, acordeonul, cu trompetă și am avut un pic de critici. Cum poți să ieși să cânti cu orga la Palatul Național? Și eu am luat în serios critica și atunci am zis, hai să facem orchestră. Și am făcut orchestră. Dar vezi cumva câteodată critica te poate așa ajuta. Înțelegi, da? Sunt multe de spus la capitolul ăsta și critici, pentru că unii ne criticau prea dur și incorrect. Dar noi suntem un popor de cealaltă care are și sămânța invidiei în sânge, știi, în ADN. Corect. Dar critica ne-a făcut să ne mobilizăm, să muncim și mai mult, să facem muzică și mai mult și să ducem la o sunare sau la o orchestră să fie cât mai profesională. Dar noi, voi până să formați orchestra, oricum ați avut colaborări cu Zinaida Julia și cu alți interpreți foarte vestiți de la noi. Ei cumva deja vă știau. Cea mai frumoasă colaborare este cu Zinaida Julia. Într-adevăr, începutul copii. Nostru ca orchestră, ca taraf pe timpuri, că era taraf fraților Advahov, succesul cel mai mare l-am avut atunci când am început colaborarea cu Zinaida Julia. Chiar de la lansarea discului, albumului, Lumea nu mă judeca.
atunci a fost cel mai bun album, pe mulți ani era în top. Și nu știu, eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar cred că și până ziua de azi albumul ăsta este în top pentru că niște piese reușite. Da. Horă, sârbii, cele mai frumoase. Aici sunt cântate la toate nunțile, la toate petrecerile, la toate spectacole. După mai mult de 10 ani. Mult de 15 ani a fost lansat albumul și a fost de succes și pentru noi a jucat un rol foarte important colaborarea noastră cu Zinaida Julia. Voi erați încă la școala internat când prima dată ați cunoscut-o? Prima dată am cunoscut-o, da. Noi cântam pe la petrecere și de atunci au văzut în noi ceva. Pentru noi a fost de mirare când au venit cu propunerea să facă un album cu noi. Pentru că noi aveam taraful fraților Radvahov și ne-am concentrat și am lansat albumul, dar ea a avut încredere. Și eu i-am mulțumit des pentru încrederea care a avut-o când eram noi copii de a face album cu noi. Eu m-am uitat la Asfalt de Moldova și ea povestea că vă știe Dimitei pe voi și cumva v-a lăudat așa frumos în felul ei de a povesti lucrurile. Și Nina, îți pare că și mediu ai și oameni întâlnești în viață, ei cumva te marchează și te direcționează în viață și soartă. Nu știu, noi întotdeauna mai dezbatem aici, cred în soartă sau nu în soartă. Dar oamenii ăștia pe care voi i-ați întâlnit de-a lungul carierei, vă ajutați cumva, nimic nu se întâmplă așa pur și simplu. Prin oameni succesul a ajuns la voi. Dacă îmi dai voie, îți spun pas cu pas. Hai, te rog. Deci prima colaborare sau prima întâlnire cu oameni mai de muzică cunoscuți. Era la liceu, Ciprian Porumbescu. Atunci l-am cunoscut pe Gheorghe Bănăriuc. Gheorghe Grigorievici. Da. Renumitul compozitor, Dumnezeu să-l odihnească, el avea un dar de a compune muzică foarte frumoasă, foarte melodioasă, cu linii melodică frumoasă. El avea foarte multe piese cunoscute, șlagări la noi în țară. El atunci ne-a aflat că suntem la liceu Ciprian Porumbescu și am început a colabora cu el. Mergeam, cântam pe la diferite evenimente. La fel, el avea o gustație foarte frumoasă la repertoriul care îl cânta. Piesele le selecta foarte atent și ne învăța și pe noi. Deci noi am muncit o perioadă lungă cu Gheorghe Bănăriuc. Am învățat foarte multe de la el. După care am început a colabora cu Gheorghe Țopă. Alt nume. El avea o ținută foarte frumoasă. El în permanență era îmbrăcat la patru aci. Eu am avut un caz când am venit la o petrecere sau la un eveniment să cânt și am venit în blugi, cu o cămașă, ceva, sau casual, un măiul. Da. Și el s-a uitat la mine și spune: tu unde stai? Eu spun că eu stau la cămin, la internat, la... Eu îți comand un taxi, ai pantaloni negri, pantofi, cămeși albi, ceva, am. Eu îți comand, du-te și îți schimbă de haine și vine, te rog frumos, îmbrăcată. Ok, m-au rugat să nu mă supăr. Și am înțeles că totuși trebuie să vii, odată ce ești cu instrumentul în mână și ești ca un artist, trebuie să fii îmbrăcat și ca un artist. Nu poți să permiți să fii îmbrăcat în shorts sau nu știu ce. Deci, iarăși am învățat niște lucruri, alt fel de comportament sau de muzică, care ajută foarte bine... Da, pentru evoluție. Pentru evoluția, da. Ceea ce faci tu, pentru că... Prezența contează, prezența în timbra și în sens. Exact. Și chiar comunicarea, el permanent se prietenea cu mulți oameni de afacere. Gheorghe a avut în permanență lângă el lume interesantă, lume din afaceri care îl apreciau. Și noi, vrei nu vrei, vezi foarte multe informații, foarte multe lucruri care îți ajută în viitor să te descurci. După care a apărut Zinaida Julia, colaborarea noastră. Pe la ce vârstă? Ce vârstă aveai tu pe atunci? Noi cu doamna Zinaida Julia ne-am cunoscut din colaborarea cu Gheorghe Bănăriuc, dar... Colaborarea propriu-zisă? Propriu-zisă, deja cu album, a apărut în 15-16 ani, albumul Luminul de Judeca. Și iată, aici vreau să vă spun că deja ce am învățat noi de la dumneiei, nu știu cum să mă exprim corect, a pus o temelie la tot ce am acumulat noi ani de liceu. Tata, liceu,
Gheorghe Bănăriuc Țopă și deja doamna Zinaida Julie aici a pus o temelie foarte puternică la cariera noastră cu orchestră și ca oameni în muzică. Albumul cu Zinaida Julie a fost înregistrat, lansat când voi deja erați taraf. Era taraf, era un taraf mai mic. Uh-huh. Și domnul și-a dorit să lanseze albumul cu acest taraf, la care după succesul albumului deja au dorit alți muzicieni să vină la noi în orchestră. Și s-a transformat din taraf în orchestră. Taraful a început să fie mai mare și nu putea fi taraf, pentru că taraful sunt 7-8 muzicieni. De la 12 în sus deja nu poți mai fi taraf, trebuie să fie orchestră. Și am devenit orchestră, la care noi participam la foarte multe evenimente la primărie și lucram gratis. Dar noi vroiam să cântăm în scenă, să ieșim să cântăm spectacole. Noi ne doream undeva să cântăm. Noi am cerut sală, să ne dea o sală să putem face repetiții, pentru că umblam din sală în sală, căutam unde să facem repetiții. Și ei au văzut că noi vrem să cântăm, vrem să facem ceva frumos și au decis să ne dea sală și statut de orchestră cu leafă. Ce își mai poate dori un muzician? Și uite, de acolo noi am început a munci, a face lucrurile. La Direcția Cultură vă dat acolo la... La Direcția Cultură, municipiului Chișinău. Elipili pe acolo, da. Elipili, unde se întâlnesc toți artiștii și toți actorii, da. Da. După Zinaida Julie, noi știm colaborări cu Fuego, știm colaborări cu încoace Andra, tot mai încoace Zdup și Zdup și mulți alții, eu doar câțiva am denumit acum. Noi practic am colaborat cu toți soliștii. Asta-și dorește orice orchestră, să colaboreze cu toți soliștii și e bine ca un solist să cânte cu toate orchestrele, să nu fie obligat să cânte numai cu o orchestră. Mi-e foarte tare ne-a plăcut cum a fost Fuego, foarte sincer, și a spus că prima dată când v-a văzut, a avut o leacă de dubii despre voi, nu prea așa Nu cu sigur? Dubii, el nu știa cu cine o să cânte. El avea un spectacol organizat la Palatul Național. Lui s-a spus că o să cânte cu un taraf. Și cum ți-am mai spus, taraf înseamnă 5-6 muzicieni. Da. El un pic s-a uitat straniu cum se cânte un taraf la Palatul Național, unde Palatul în permanență a avut orchestre serioasă. Da. Și când se vină el la repetiții, noi deja facem probă de sunet, dar noi eram taraf, dar eram mai mulți. Asta e perioada când am trecut de la taraf la orchestră. Și el auzea repetiția și îl întreabă pe Nicolae Dumbrava, regizorul care era atunci la spectacol, spune: Nicolae, dar ce orchestră repet? Cum ce orchestră? Taraful care cântă cu tine. Da? Atunci el a venit, s-a uitat în scenă, a văzut cum sună taraful și s-a liniștit. Nu mai au dubii. Cu el am avut mai multe spectacole, am avut o colaborare la fel de frumoasă. Noi am avut momente când nouă ne s-a stâns lumina la spectacol. S-a stâns lumina la Palatul Național. Aici la Chișinău? Da. Și lumina a fost stânsă o perioadă foarte lungă. Deci noi, Paul avea să cânte prima parte muzică ușoară, noi trebuia să cântăm și s-a stâns lumina la Palatul Național. Paul îl cheamă pe Fuego, ca să fie clar. Și noi așteptam ieșirea, lumina stânsă, dar oamenii nu plecau. Pentru mine a fost straniu ceva ieșit din comun, pentru că clădirile cu importanță majoră, ce ține de guvern, Palatul Național, Președinție sau Palatul Republicii sau Parlamentul, sunt niște clădiri cu importanță națională, unde dacă stinge lumină, automat trebuie să pornească rezervele. Nu poți să-i pentuneric, pentru că tehnica securității nu permite să fie stinsă lumina când oamenii, dacă ceva se întâmplă, trebuie să iasă rapid afară. Deci, neclar a fost o situație. Noi am înțeles că poate să nu fie spectacolul. Noi avem grup în orchestră unde eu scriu un mesaj și zic, ca cum fac toată lumea acum, da. Și am rugat orchestra să se schimbe pe întuneric. În 5 minute să fie toți prezenți la scenă. A ieșit orchestra în scenă și noi am început a cânta live la Palatul Național, fără lumină, fără sunet. Și crede-mă pe mine că a fost atât de frumos, toți oamenii au prins lumina de la telefon și noi am început să facem concertul pe întuneric. Deci concertul a început să meargă mai departe pe întuneric. Și la un moment dat a început să apară lumina și așa de interesant din scenă, eu stau în scenă când la spectator. Mi-aduc aminte și am acum emoții.
și tu simți cum se aprinde lumina de sus un biculeț și până vine lumina înspre tine și la momentul se aprinde toată lumina în scenă pe orchestră. Ai impresia că cineva coboară de sus și parcă pune mâna pe orchestră, parcă ți-o mângâie. Eu n-am explicații la momentul ăsta, dar nu am trecut prin așa ceva. Că a fost făcut intenționat, că a fost întâmplător, stânsă lumină. Nu precred în întâmplările astea întâmplătoare, dar nu am avut așa o situație. Și până la urmă, când au văzut noi cântăm și întuneric, cred că cineva a zis că des le prinde lumina, că aici te cânt. Pe ăștia nu-i oprește. Și am mers concertul mai departe. Da, noi am avut o colaborare foarte frumoasă cu Fuego, da. După care a fost o colaborare foarte frumoasă cu Andra în proiectul tradițional, care a avut la fel un succes mare în toată România. Și chiar suntem prieteni cu Andra și cu Cătălin Măruță, cu familiile. Ați fost la Dânșa Acasă vreodată? Da, am fost. Au fost și la noi în ospiție și noi am fost la ei în ospiție și vorbim, discutăm, analizăm, ne gândim să facem proiecte acum noi. Eu prefer să nu vorbesc pe proiectele care urmează să le facem, pentru că urmează să le facem. Dar crezi în chestia asta că dacă le spui nu se îndeplinesc? Nu, eu nu sunt de asta care să cred. Spreți cu mâța în față, nu știu ce. Nu, n-ai de asta. Te să bate mai, ca să nu le ai. Să nu le ai în continuare. Eu cred că nu trebuie să te gândești la asta și atunci nu ca să programezi. Pentru că tu îți programezi că ceva o să întâmple și el se întâmplă. Banii tăi fac bani lunar, iar tu petreci mai mult timp cu cei dragi. Deschide acum un depozit ascendent în lei de la OTP Bank și beneficiezi de rată fixă de 17% anual, depuneri nelimitate și dobândă la închidere anticipată. Mai mult, ai parte de un cadou garantat, un card Visa Gold gratuit. Economiile tale sunt în siguranță, alături de un grup financiar internațional. Detalii pe otpbank.md. Colaborarea cu Zdob și Zdob, care v-a pus în vizorul întregii Europi, Trenulețul. Noi putem să vorbim un pic despre prima notă a Trenulețului. Despre tot putem vorbi. Hai. Să știți că de vină este și pandemia. Okay. Cu Zdupii. Pentru criza ca oportunitate, știi? Da. Deci, dacă pentru mulți pandemia a fost prea depresivă, pentru noi a fost o perioadă mai puțin depresivă, că eu am avut posibilitatea să stau cu familia, cu copiii, la trei. În sfârșit, pentru că noi foarte mult lucrăm, dar spectacole, turneile, asta înseamnă mai puțin să fie acasă, mai mult pe drumuri. Și copiii chiar au avut nevoie să... ca eu să fiu acasă, să treacă timpul mai mult cu mine. Și noi cu Roman suntem prieteni, cu Roman de la formația Zdob și Zdob. Și noi mai de mulți ani tot încercam să cântăm. Am mai avut colaborări, doar cu Roman ca solist. Și într-o zi ne luasem noi de vorbă cu el, zic, hai să facem ceva. Și el tot spune, hai să facem, hai să ne întâlnim la mine acasă, hai să ne întâlnim la mine acasă. Ne-am întâlnit noi la mine acasă și am început să vorbim. Și eu îi spun, zic, hai să facem o melodie așa ca să fie un hit pentru țară. Hai să ne gândim ceva să facem frumos. El a fost de acord. Am luat o vacanță de vreo 10 zile, pentru muzică doar, și am plecat în Oituz, în România, la Poalele Munților Carpați. Ah, un fel de picnic muzical. Adică voi v-ați dus să doar, creați în doar altă... să creăm în altă zonă, unde nu prinde telefon, unde nu ai internet, unde nu ai absolut nimic. Fine. Chiar dacă prindea foarte rău. Și să știți că asta e foarte bine. Ajută. Telefonul foarte mult dezbate de la muzică și de la creativitate, de a compune, de a face, pentru că sunt foarte multe știri. Trebuie să le disocializare foarte mult, te dezbat și mai bine să nu ai telefonul când vrei să faci muzică. Și acolo noi am scris foarte multe piese. Aha, nu una. Da, noi avem mai multe piese, ele urmează să fie imprimate. Ceva parțial noi am imprimat, Roma trebuie să mai pune voce, textul, să mai lucreze la unele piese. Prima piesă pe care am decis să o lansăm a fost Trenulețul. Nu ne-am gândit la piesa asta ca să mergem la Eurovision sau să nu știu ce. Am lăsat doar o piesă. O piesă să fie veselă. Deja nu știam că trebuie să fie despre tren când o compuneam. Dar muzical. De unde știați că trebuie să fie despre tren? Pentru că erau semnale. Noi când cântam toate returnelele, tot ce cântam din piesa asta, noi avem repetițiile, apropo, foarte interesante, unde se compunea piesa în timpul repetiției. Mm-hmm. Și de acolo nu știam că este semnalul de tren. Ceva, da, de genul ăsta. Și am lăsat piesa. Piesa, în primele săptămâni, a început să ia
foarte multe vizualizări. Da, a început să fie foarte ascultată. Dar știi că e interesant? Că presupun că voi ați râs acolo când o compuneți. Parcă e una, parcă-s două. Da, la text a lucrat mai mult Vsevolod Cernei cu Roman și chiar vreau să-i mulțumesc pentru un text foarte reușit. Și uite că s-a lansat piesa. A plăcut foarte mult tuturor și nu urmă la noi în țară, dar și în România. Noi mult am lansat-o pe piața din România și Moldova, adică pentru piața noastră. La care tot fanii sau cei care iubesc să asculte ce facem noi au venit cu propunerea. Ne scriau mesaje. Dați-o la Eurovision. Participați, vă rugăm frumos, la Eurovision. Și erau propuneri să participăm și la Eurovisionul din România, erau propuneri să participăm și la Eurovisionul din Moldova. Aha. La care deja au început a ne suna lumea cu propunerea să participăm din partea României și a Moldovei, doar formația Zdob și Zdub și frația Dvahu. Ah, okay. Deci să fim un reprezentant a ambelor maluri. Da. Și dacă am zis că nu este bine așa, nu vrem să ne facem dușmani între colegi, pentru că România are foarte mult instrumentiști, foarte mulți muzicieni foarte puternici. Noi ne împăcăm foarte bine cu toți și n-ar fi corect ca cineva să nu aibă posibilitatea să participe la Eurovision din partea României, fiind mai din partea Moldovei. Bine, noi atunci am decis să mergem cu piesa la concurs pentru Moldova. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut și au avut încredere și ne-au votat. Pentru ca să fim noi aleși cei care vor prezenta țara la Eurovision. Pentru noi a fost o provocare mare cu fratele să mergem într-un proiect la Eurovision cu vioara și cu acordeonul, îți dai seama. Unde noi cântăm folclor. Dar a fost o provocare la care eu am spus că eu ies din tot standardul meu de costum numai ca să reprezentăm țara cât mai bine. Aici, prima dată când ne-a adus nouă costumele să le îmbrăcăm pentru Eurovision, să le măsurăm dacă-s bune, eu atunci am spus că eu nu mă îmbrac în așa costum. Asta a fost ceva foarte straniu pentru mine și eu nici de cum nu putem să percep asta. Vâr în capul meu că mă îmbrac în așa haine și cânt în scenă, știi? Credeam că o să mă râdă lume. Ei bine, am avut o perioadă de promotor cu piesa Eurovisionului Trenulețul în mai multe țări și atunci am văzut cum se îmbracă alte țări la spectacol, cum ies artiștii să cânte, ce se îmbracă și am înțeles că trebuie să îmbrac în hainele care au fost pregătite pentru Eurovision și am acceptat să mă îmbrac în costumul acela. Experiența Eurovisionului ne-a ajutat foarte mult pentru că eu cei ce am văzut cum se lucrează în scenă. Pentru mine era foarte interesant să văd cum lucrează luminile, cum lucrează sunetul, cum lucrează echipa de filmări, cum lucrează echipa din scenă. Eu urmăream absolut tot. Urmăream tot pentru că mie mi-era interesant cum iese așa de bine filmările, sunetul și tot la proiectele internaționale și uneori te uiți la noi la proiectele Moldova și îți vine să închizi televizorul. Deci Trenulețul a fost creat într-o vacanță de parte de telefoane. Trenulețul a fost creat, într-o vacanță de parte de telefoane, alături de informații Zdob și Zdob și vreau să vă spun că pentru mine și o descoperire a fost fiecare membru a formației Zdob și Zdob pentru că ei sunt total diferiți toți. Toți sunt diferiți. Și interesanți. Și stranii de locuri. Dar atunci când ies în scenă, Rup tot. Da. Da, reacția asta inițial când ați aflat că, gata, din Moldova, voi să fiți reprezentanții oficiali. Nu știu dacă s-a vorbit la voi în emisiune aici, la podcasturi despre Eurovision. Noi am plecat la Eurovision, știți cum e vorba moldovanului, cu torba, cu vioara în torbă, cu acordeonul în schinare. Posibilitățile noastre au fost foarte limitate în buget. Eu am mai spus-o și mai spun și acum, eu am un respect față de toți cei care au fost prezenți și au participat la Eurovision pentru Moldova. Munca este enormă, cheltuielile sunt enorme și n-are importanță ce loc s-a luat. Eu am respect pentru toți cei care au participat la Eurovision. Este o muncă enormă acest proiect. Și uite, noi am plecat la Eurovision, cum ți-am spus, cu torba, cu vioara, cu acordeonul, cu așa, mai simplu.
La început, când noi cântam spectacole, Moldova. După primul spectacol... La repetiții. La repetiții, la... Deja două zi când noi ne-am dus, nimeni spunea că Moldova. O, Moldova? Noi cu instrumentele, noi ne-am dus pregătiți de acasă cu instrumentele, doar noi am studiat conservatorul, liceul, noi... Pentru noi nu era problemă cu fratele, dacă vedem cineva din Armenia, să-i cânt o melodie armenească și dacă trebuie cânt și piesa care participa la Eurovision. Da, că erau cunoscuți piese. Pentru și asta era, cum așa ceva? Exact așa, și cu Spania, și cu Olanda, și cu... Noi cu instrumentele am cucerit pe toți. Pe toți am cucerit cu instrumentele. Și foarte bine că mi-am luat... Eu mi-am luat, și aici am o istorie interesantă cu vioara, mi-am luat vioara cei care mă ascultă cel mai tare. Fratele a luat un acordeon care îl asculta bine. Deci noi cu instrumentele noastre am cucerit până la finala Eurovizionului toți spectatorii și toți cei care lucrau în staful Eurovizionului. Erau îndrăgostiți de momentul când ies în Moldova să cânte. De la cabina care mergi prin Eurovizion, ai un drum foarte lung. Între diferite încăperi, unde îți pune nirul pentru, adică sunetul care îl lucrești pentru... După asta între în altă încăpere, până ai mult. Până ajungi la scenă. Noi distram toată lumea cu instrumentele până acolo. Deci, lumea a îndrăgit foarte mult Moldova. Dacă ne reîntorcem la semifinala Eurovizionului, pentru mine cu fratele eu mă gândeam în felul următor. Pentru noi este important cel puțin să ne merim în final. Știi cum fiecare țară îți dorește să ajungă în final. Noi am cântat semifinala, ne-am așezat la loc unde era pentru Moldova și așteptăm să anunț țările. Și aici, aici care filmează camerele pe țări, deci nu vine cu camera numai la o țară, ca să nu-ți dă de înțeles că tu ești următoarea țară care o să anunță că ai mers în finală. Înțeleg. Sunt cinci camere care merg diferit încurcat, că nu se leagă nimeni pe care să o anunță. La noi a venit odată camera pentru primele trei țări care au fost anunțate. Și după asta nu mai venit. Noi am înțeles că cam pe aici. Și dacă vă aduceți aminte, în semifinală Moldova a fost anunțată pe a noua loc. Adică a noua țară, nu ca a noua loc. Pentru că noi după sondaje eram printre primii. E că atunci au fost emoții când au anunțat Moldova. Organizatorii, Cornel Durnescu, care e directorul la televiziunea Moldovei, directorul echipelor care merg la Eurovision, deci eram o mână de oameni care noi cu toți ne doream. Și noi toți eram schimbați la față când am văzut că nu se anunță Moldova și camera noi. Și când au anunțat a noua țară, eu am avut niște emoții foarte mari atunci plăcute și eu m-am bucurat, nu numai pentru mine m-am bucurat, dar m-am bucurat că Moldova noastră a ajuns în finală. Lumea aude despre Moldova. Acum bine, când a ajuns momentul de finală, fiecare își dorește să ne merească în primii 10. Da, normal. Chiar și primul ar fi bine. Aici noi am luat, nici nu mai știu ce loc am luat, că așa ne-am încurcat, voturile astea ce-au făcut, anulate. Da, probabil că dacă nu era să fie unele... Dar oare mai contează atunci când voi... Știi? Contează. Când îți spune cineva că dacă nu era situația politică și nu s-a anulat voturile, Moldova vei să fie pe locul întâi, parcă te gândești că contează. Acum, ce să spun, eu nu am dreptul și nu sunt în putere de a comenta rezultatul jurului sau decid ei care punctaj să-l ia, care să nu ia. Nu am dreptul să... Au decis așa, asta e situația. Mi s-a părut interesant o chestie și să mă întorc o leacă înapoi. La un moment dat ai spus că ai luat la Eurovision vioara care te ascult cel mai ghine. Și ai mai multe viori care una din țările mai puțin te ascultă sau despre ce vorba? Da, eu am mai multe viori. Nu, că ai mai multe, cu siguranță ai, dar este diferență între dânsele la cât de mult te asculti și nu? Eu am sau o vioară, cât de mult noroc îți poartă? Eu am câteva istorii interesante cu viorile. Am o vioară care mi-o, cântând pe la petrecere în România cu fratele, fiind copii, a venit un om în vârstă și pur și simplu mi-a dat vioară. Uite așa, a luat-o și mi-a dat. Vioară veche. Eu cu vioară aceea am absolvit liceul Ciprian Porumbescu, eu cu vioara aceea am absolvit conservatorul și eu cu vioara aceea cânt până ziua de azi. Vioara aceea sună numai la mine în mână. Am dat, eu cânt cu vioara, aici, vin și cânt într-o zi cu ea, și tot în locul ăsta e altă vioară și cântă și sună cu totul altfel.
Eu n-am explicații. Aș înțelege și eu care nu mă pricep, ar înțelege... Să simte, da. Sau ar înțelege numai profesionistul? Eu cred că tu ai să înțelegi, pentru că ambii... Să simte, da? Da, să simte sunetul ăsta când schimbă. Eu n-am explicații de ce așa, dar am avut un spectacol la Podcova de Aur, când prezentatorul prezenta un finalul spectacolului și l-a rămas bun de la spectacol și avea o mapă de plastic. Și spune, mulțumim frumos și dă mapa în jos. Și colțul mapei îmi strică vioara. Îți dai seama ce stres am avut eu. Pentru mine asta parcă m-a tăiat pe mine. Și atunci vioara mea un pic avea probleme, știi, parcă era mai bolnavicioasă. Am dus-o la miște, la reparații, dar din momentul când eu avem emoții la spectacol, și avea emoții, începea să apară niște sunete care nu trebuia să fie. Bine, sau cu... invers. Da, și am dus-o eu la reparații, deci am făcut o restaurare mult mai bună, m-a ajutat Mihai Dron, și acum cât de cât am adus-o la starea cei care a fost cândva. Deci tu cânti acum la aceeași vioară care cântai atunci când exact. Era la conservator, toată viața. Și cel mai interesant, știi ce? Eu o altă vioară să mă ocup și dacă mă ocup altă vioară vreo 3-4 zile, când vin să pun mâna pe vioara asta, nu sună, nu mă ascult. Ai înșelat-o? Da. Mă ocup o oră, încet, încet. Ca pe femeie. Ca o femeie. Și până o zi deschide și începe suna. Nu am explicație, e ca așa vioara asta. Vezi dacă te duci cu altă... Da, trebuie să fii fidel, nu trebuie să umbli. Vezi dacă te duci cu alta. Ceva este. Așa. Interesant. Am mai avut eu un caz cu o vioară, tot interesantă, când eu la petreceri sau la unele evenimente unde poate să fie fric, să plouă, îmi iau alt instrument și când ca să nu s-o protejez pe asta. Aici ei mă înțelege. Și avem o vioară care mi era foarte comodă la mezură, la partea stângă. Dar eram, atunci noi duceam foarte greu cu fratele financiar și cu sora, în perioada aceea când plecați părinții. Și am vândut vioara și am vândut-o foarte ieftin, am vândut-o cu vreo 50 de dolari. Atunci euro nici nu era. Ei, am mai cumpărat noi și am mai cumpărat de 50 dolari. Dar nu așa din părere rău când am dat și după ce am vândut-o, eu am înțeles că eu am făcut o greșeală. Eu nu-ți pot reda cât de tare nu-i părere rău de ce am făcut eu. După o perioadă când un pic am început a câștiga niște bani, mi-am pus ca scop să găsesc vioara să o duc acasă înapoi. Și am început a suna la acela care am vândut-o. Acela a vândut-o la altul. Cealaltă a vândut-o la altul. Și tot așa, de mână în mână, am găsit unde era vioara. Acum am întrebat dacă se folosește ceva de vioară și nu se folosește. Și a spus că nu, fata noastră e plecată pe scoatare, nu se folosește nimic de vioară. Zic, eu vreau să o cumpăr înapoi. Noi nu o vindem. Eu m-am prezentat. I-am povestit istoria care... Și oamenii m-au înțeles, au zis că bine, noi ți-o dăm, dar dă-ne altă vioară în loc. Și nu fie mai rău ca asta. Ok, bine. Am adus vioara, am schimbat vioara, că n-am luat vioara aceea, dar eu am făcut asta prin telefon, fără să văd vioara. Exact, când am luat vioara, eu am văzut că ea e bolnavă. Eu a căzut jos, cineva a scăpat-o, știi, și suferie, lemnul, mă rog, nu era îngrijită vioara. La fel, am dus-o la meșter, ne-am făcut-o, am pus-o acasă și m-a liniștit în suflet și stă frumos acasă. Foarte nu știu dacă sunt interesant istoriile astea, dar asta sunt realitatea. Da, chestiile astea parcă sunt incredibile în sensul în care, cumva, un instrument totuși, știi? Dar când, cât relație este între tine și dansele? Pentru un muzician, pentru oricine, oricare muzician, dacă se atașează de un instrument, este foarte greu să-l scoți la instrument și să-l pui la alt instrument. Foarte greu. Asta poate să o spună oricine. Că e acordeonist, că e țimbalist, că e clarinetist, că e nu știu ce. Sunt instrumentele care în mână, el te ascultă. Și tu iei alt instrument care ar putea să fie de 10 ori mai scump și nu te asculte. Din anii de liceu, conservator, cât de tare tu te atașezi de instrumentul ăsta. Devine ca o extensie. Da, să iei ceva din tine. Tu știi cum spui arcușul ca să sune așa, pe strună ce e, cu ce volum să apeși. Și tot așa, tu știi toate minusurile, toate plusurile și deja tu când spui să o cunoști la perfecție. Dar v-ați făcut vreodată? Cu instrumentul? Ei. Tare. Când studiam foarte mult. Era o perioadă când studiam mult. Asta la conservator și la nu, liceu? Nu, la liceu. La școală? Sfârșitul anilor de liceu și începutul la conservator. Mă sculam la ora 6 dimineața. Deci, iarăși este o istorie interesantă. Noi cu fratele, fiecare dimineață, ne trezeam la 6 dimineața și studiam. De ce așa de dimineață? Nu îmi plăcea să ne ocupăm dimineața. Ok. Era un obicei de acasă, poate? Nu, el s-a format la liceu.
Așa s-a format, mai ales când era primăvara, când se începea încălzit, mai cântau și păsările, deschideai fereastră, înverză natura, noi ne ocupam la instrumente și mie asta foarte mult îmi plăcea. Și avem un cabinet acolo unde locuiam la internat, care mi-mi plăcea în el să mă ocup, el avea o acustică bună. Și mi-mi plăcea să mă ocup în fiecare zi în acest cabinet. Dar știi ce era interesant? Noi ne ocupam în clădirea unde era internatul. La ora 7 se dădea sunetul de trezări. La 7:15 sunetul, pentru că îți duc toți speli fața, dinții, mâinile. La 7:30 trebuia să pleci la mâncare. Deci 3 sunete vii. Bucătăria lucra până la ora 8:15. Noi cu fratele învățam după masă și nu știam dacă bucătăria lucrează până la 8:15, adică îți dă mâncare să mănânci. Noi trebuie să fim acolo plus minus ora 8. 8:15 nu numesc aminte exact. Noi plecam de la ocupații de la 7:45. Mergeam din clasă până în camera unde noi locuiam, mergeam cântând pe coridor. Mie îmi plăcea foarte mult cânt pe coridor, pentru că este ecoul, să știi, când... Da. Și mie îmi plăcea să mă ocup pe coridoare, știi? Era interesant. Și fratele meu compania și eu mergeam și cântam. Noi cântam împreună. Toți colegii noștri ziceau, dacă noi mergeam cântând spre cameră, asta e ultimul semnal când tu poți să te duci la mâncare. De altfel, tu rămâi flămând. Și în momentul ăla s-au auzit toate oșile, se ideau la căsile și toți plecau răbde să spele și când noi ajungeam în cameră, plecam cu toți la masă. Știa că noi ne ocupam de la 6 dimineața până la 7:45, mâncam, venim înapoi, ne ocupam până la 11:30, mergeam la lecție, seara venim, iar ne ocupam. La 6 dimineața, iarna încă e noapte. Nu, ne plăcea. Era cald, era bine. Ca o armată, tu ai trăit de la 8 ani până la bacalaureat? Da. Într-o armată, la ora 7 îți suna clopoțelul, trebuie să te trezești, da, la 7 și ceva. Nu-mi pare rău, asta e foarte bine. Era o ordine, era o regulă. Disciplină. Disciplină, până ziua de azi, ne străduim să o menținem. În genere, noi am avut o situație la liceu Ciprian Porumbescu, când erau două clase, de exemplu, de clasa 5, da? Și erau într-o clasă, nu știu de ce așa cineva a decis, că cei care învățau din Chișinău să fie într-o clasă și cei care trăiesc la internat să fie în altă clasă. Mm-hmm. Parcă era o... Discriminare un pic, știi? Și pe noi asta ne deranja. Știi? Da, era... Nu trebuie să fie, trebuie să fie cumva la alegere să nu fie lucrurile astea, pentru că nu trebuie să fie făcută discriminare între copii. Dar vreau să spun că noi, cei la internat, muncem foarte mult și rezultatele erau mai mari. Tu ai spus la Lili Lozan la prima oră că pentru tine contează foarte mult prietenia. Ce înseamnă pentru tine, Vasile? Ce înseamnă pentru tine prietenie? Ce înseamnă prietenie? Înseamnă să fii sincer cu persoana care comunici. Și cel mai important pentru mine, eu dacă stau cu o persoană și eu pur și simplu nu mă încordez când stau cu omul, atunci eu consider că eu pot să stau cu persoana aceea. Și el poate comunic, să fie un prieten. Și poate să fie și un prieten, da. Eu în genere mi-aș dori foarte mult în țara noastră, lumea să fie mai prietenoasă, mai bună, mai unită, mai să ajute. Eu țin minte momentele când îți construiau casă la sud, ieșea toată mahala, aduceau șamurul ăsta, cum spuneam așa, eu așa țin minte cuvântul de când eram copil. Și făceau placă. Și făceau placă și ajutau toți, îl ajutau la casă, să construiască casă, să ajutau lumea. Dacă noi eram dintr-un sat, eu participam la construirea casei tale, tu la construirea casei mele și noi, noi legam și prietenii în sensul ăsta. Și aici, bineînțeles că aici îți leagă și niște prietenii când tu ajuți pe cineva și la o casă, la ceva sfânt și el te ajută, bineînțeles că este și un respect, este o prietenie, este o comunicare între oameni sănătoase. Azi, un pic, oamenii sunt mai reci. Mi-aș dori să dea cineva mai multe exemple ca lumea să fie mai umanoasă, mai prietenoasă. Dar tu ai regrete? Depinde. În muzică, în viață, în... Hai să începem cu muzica. Cu muzica, da? Ar trebui încă mai mult să mă ocup, mai mult să muncesc, mai mult scriez. Dar în viață? În viață, trebuie mai devreme să mă căsătoresc. Copii mai mulți, ceva de genul ăsta. În rest, nu am mai regrete, pentru că dacă aș lua de la început, tot asta aș face. Asta era întrebarea mea următoare. Ai schimbat ceva dacă ai putea să întorci timpul înapoi? Nu, pentru că nu știu altceva ce aș putea face. Asta o știu cum să o fac. Asta e una dintre cele mai frumoase perioade a vieții tale? Acum, la moment, da. Am pe toți alături. Părinți, soră, frate, nepoți, copii, familia. Suntem sănătoși. Mulțumesc lui Dumnezeu.
Noi am început să abordăm un pic subiectul credință, religie. Tu ai spus că nu-ți explici cum s-a întâmplat situația cu stânsul luminii la Palatul Național, la dita mai Palatul Național. Situația în care tu te-ai simțit mângâie de Dumnezeu, dacă vrei să spun așa, atunci când s-au aprins luminile și reflectoarele deasupra voastră în timp ce voi cântați pe întuneric la palat. Tu ești o persoană religioasă? La cine te rogi atunci când ți-e greu? Eu cred în Dumnezeu. Poate mai puțin în unele biserici, dar eu cred în Dumnezeu. Mă strădui să ajut oamenii. La mine soție, Ionela, exact, e de părere că trebuie să ajutăm pe cei care au nevoie. Eu niciodată n-am spus, și acum să o spun pentru prima oară, noi am ajutat foarte multă lume și am dorit să nu fie nicăieri scris despre momentul ăsta. Eu consider că dacă vrei să ajuți pe cineva, o faci fără să faci publicitate sau PR. Știi cum e situația asta când dai ceva și... Ai filmat? Ai filmat? Da, postează rând. Fără momentul ăsta. Ți-ai de ajutat. Și iar ne rătoarcem la cei, să fim mai buni, să ne ajutăm unul cu altul. Eu cred că lucrurile s-au schimbat radical. Dacă lumea s-ar gândi pozitiv și s-ar ajuta și ar gândi pozitiv, lucrurile s-ar schimba radical în țară. Crezi că se întoarce acest bine care îl faci? Anonim. Știi cum mă conduc eu la capitolul ăsta? Mai bine să-mi pară rău că am făcut bine decât să-mi pară rău că am făcut rău. Mulțumesc, nu contează, doar ajuți, nu să aștepți. Tu o faci cu sâmbs. Eu sunt sigură că, dintr-o parte, anumite profesii par ușoare. Știi? Tu și acolo și cântă, se distrează, cântă și îți duci zâmbind acasă cu mulți bani. Și tu ai spus la un moment dat că asta e una din cele mai frumoase perioade din viața ta. Hai să vorbim despre care, din punctul tău de vedere, au fost cele mai grele momente din viața ta. Da, eu le-am șters. Nu vreau să rămân în memoria mea ceva rău. Greutăți au fost la tăți și la mine. Nu poate fi totul perfect, totul ideal. Sunt momente grele, ca la fiecare persoană. Dar eu mă stăruiesc să nu le lăs în inimă sau în cap, pentru că ele te dezbat din a face lucruri frumoase. Crezi că ești un exemplu pentru copiii tăi? Eu trebuie să fiu un exemplu și citesc foarte mult. Știi cum se spune? Fii atent pe unde calci și fiul îi răspunde tatălui: tată, stai liniștit că eu merg pe urmele tale. Ar trebui să fim exemplu pentru copiii noștri și trebuie să fim foarte atenți și ce facem pentru că ei văd și poate să repetă. Eu, mai repet, eu nu sunt perfect, nu sunt ideal, dar mă strădui acasă să fiu tată, să vorbesc cu copiii mei, să comunic cu ei. Mie îmi place să fac matematica cu copiii, pentru că asta cred că e unicul obiect care eu l-am știut foarte bine la școală și l-am înțeles cel mai bine din toate obiectele. Algebra, geometrie, eu pur și simplu iubeam obiectele astea. Eu vineam la lecții pregătit și nu am avut niciodată fițuș sau ceva ca să scriu. Mie mi-a făcut foarte mult matematică. Nu știu de ce. Probabil că și profesorul contează foarte mult în... Evident, contează, da. În obiecte. Mai puțin am știut limba română. Și uneori mi-e rușine și îi spun soției, zic eu, când vorbesc la un interviu sau ceva, unde nu spun corect, trebuie să-mi spui acasă, că aici au fost primele interviuri unde eu, dacă văd interviu, închid televizorul, nici nu vreau să-l ascult. Mie îmi place cum tu dai semnul de închid televizorul. Îți vede că ești născut mai de mult alea, că nu chiar în anii ăștia. Da. Închid televizorul acum așa buton, să arată. Da, eu așa că îl închid. Tu faci așa că la alfa și la... Nu alfa. Recorduri, cum se chema. Da, care aveau pristavcă. Da. Eu tot am prins. Exact. Mie îmi place de vorbeam, deci îmi place să fac unele lecții pentru că care le știu, matematică. Solfege îmi place. La solfege n-am avut nicio problemă cu profesorul, cu studiile, obiectul ăsta l-am știut foarte bine. Armonie îmi place foarte mult. Eu la școală eram un elev așa pe un 7.5-8 la obiectele generale, da? Da, tău. Un 7.5, da, am eu. Da, am eu, da, exact. Dar la muzică eram tare. Exemplar. Nu am trișat niciodată, în permanență am știut absolut tot ce e nevoie. Mai ales mi-mi plăcea foarte mult dictările, pentru că noi dacă cântam muzică populară și noi foarte multe piese le învățam la ureche. Da? Și le învățai din mers.
mergi la unul, unul cântă o piesă și tu trebuie automat să o înveți, ca a doua oară să o cânti cu dânsul, să stai cu vioara într-o parte și să arată lumea că nu știe cânta. Și când veneam la liceu și nouă ne cânta dictările astea la solfegiu, erau foarte simpli pentru noi, pe la cei da, ce da. Învățam noi la nunt. Păi eu din mărți, când cânta profesorul dictarea, eu din mărți scriem notele. A doua oară nu mă punem durata notelor și a treia dădem la colegi și ne vreți copii. Și dacă avem eu greșeală, avem mulți. Era clar de-am pentru profesor că ocupea tot clasa din undeva, de la unul din trânși. Profesorii, știi cum, cei înțelepți multe văd și uneori mai permit ca să nu descurajeze eleu. Eu mai am o întrebare. Eu tare sper că tu să nu iei nume de rău. Dar nini e interesant. Nini speră că atunci când ai un bărbat care e mereu pe scenă, care e mereu îmbrăcat frumos acolo, stă de câțiva ani pe scenă, iubit de popor, dar și de fete. Ionela este gelos. Poate în suflet, da. Numerat. Ok. Îți scriu fetele? Sau? Scriu. Scriu. Nu i-am dat temei de gelozie. Vede, dar noi am avut o discuție și am spus spectatorul, fanii, îl iubesc pe Vasile cu Ioara. Nu pe mine cum sunt eu. Ei poate să mă vadă fata și ei care e îndrăgostit sau ceva să scrie, să mă vadă mine două zi pe stradă și zic ce nu era mai frumos. Nu tu întrebești, nu întrebești așa cu Vioara. Oamenii care iubesc artiștii, ei iubesc anume scena și să-l vadă pe scenă. Și poate fi îndrăgostit într-un artist, nu neapărat de Vasile Dvahov, dar de persoana, e că el, artistul, cu Vioara în mână, cu scenă și scânte. Dar noi trebuie să înțelegem cu toții, și toți artiștii, și toți instrumentiștii, și toți oamenii cei care sunt scenă. Tot asta e periodic și tot e temporar. Azi ești în scenă, vrei, nu vrei, mâine vine altcineva în scenă. Și publicul, asta nu am spus-o eu, am mai spus-o și alții. Este și un cântec de la Carlos Dreams, memoria mulțimii nu ține. Publicul te trădează chiar la un moment. Te trădează sau te uită că vine altul. Poate asta sună dur. Brutal, dur, dar asta este realitate. Noi trebuie să-mi dăm seama, pentru că la un moment dat vine altcineva. Și gata. După ce asculți un cântec, poți să fii alt om? Eu cred că mai degrabă poți să te duc într-o stare. Ori veselă, ori mai tristă. Sau de motivare, sau de... Sau de motivare, da. Voi faceți emoții din nimic, pentru că sunetul este o vibrație în atmosferă. Voi faceți ceva din nică. De ce din nică? Din struna pe care o ai pe vioară, din arcuș. Și într-adevăr, să știi că aici îți dau dreptate... Cu instrumentul ai posibilitate să-l aduci pe om într-o stare pe care o dorești. Da. Să-l faci să fie vieț, sau să-l faci să fie trist, sau să-l faci să fie mai îngândurat. Iubitor. Mai iubitor. Mai iertător. Mai iertător, da. Cu muzica are o putere foarte mare. Toți oamenii care iubesc muzica și ascultă muzică sunt oameni buni. Toți care ascultă muzică, indiferent de gen. Asta e bine. Ascultă. Am avut cazuri cântând, când omul nici nu vrea să se întoarcă înspre muzică, înspre muzician. Atâta răutate, știi? E că eu consider că asta e răutate. Înțelegi? Da. Omul îți cântă, asta e muzică, asta e ceva frumos, asta sunete. Omul dacă ascultă și apreciază muzica, deja eu consider că asta e bine pentru toți. Numai să asculți. Doar întoarce să ascultă un solist sau un instrumentist cum îți cântă. Și deodată îți simți altfel și te duci în altă zonă. Uite, Vasile, noi înregistrăm episodul ăsta în ziua în care este ziua profesorului. Azi e 5 octombrie. Noi o să-l difuzăm mai târziu, da. Și o să fie înțeles, dar azi este ziua profesorilor. Eu sunt sigur că te-au marcat mulți profesori. Hai să dăm o listă de oameni care stau la baza dezvoltării tale ca instrumentist, ca artist. Eu vreau să mulțumesc tuturor profesorilor care au stat la baza formării mele. Și vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor care stau la baza formării copiilor mei, pentru că studiază într-același liceu. În special vreau să mulțumesc profesoarei Galina Buinovski, la care am studiat eu și acum studiază feciorul meu, Lucian. Serios? Da. Deci tu ai dat copiii tăi la același profesor. Exact. Și vreau să mulțumesc profesorului Petru Știucă, care îl învață pe Daniel. Vreau să mulțumesc și pe Oleg Grecu, care a fost la început la bazele copilului Daniel. Vreau să vă spun că am avut parte
avut un noroc, am avut profesori foarte buni la vioară, am studiat la Gheorghe Neaga, feciorul Ștefan Neaga, în care este numit colegiul Ștefan Neaga. Am studiat la Boris Dubasarski la Academie, care a fost un profesor foarte interesant și foarte bun. Și pentru răbdarea care a avut-o cu mine, ce ține cel puțin de vioară, de instrumentul pe care eu îl știu. Am avut noroc de profesori buni. Și felicităm pe toți să fiți sănătoși și răbdători, să aveți parte numai de elevi cât mai talentați și interesanți. Că presupun că elevii ăștia super cuminți și plictisitori. Eu cred că unul mai așa și retlic și cum ai fost tu în copilărie, e interesant și pentru profesor să lucreze cu dânsul. Că îl vede și râde cumva, știi? Nu, trebuie și măsură, știi? În toate. Copiii trebuie să aibă măsură să nu întreacă hotarele, pentru că nu este ușor să fii profesor. Știi, noi, ca părinți, avem impresia că nostru cel mai bun și cel mai cuminte sau al nostru nu poate să fac. Nu este adevărat. Toți copiii sunt la fel. Trebuie cu răbdare și trebuie să înțelegem profesorii că când ai o clasă de 30 de copii și nu simei cuminți, nu e ușor. Deloc. Eu duc copilul meu la liceu, chiar îmi place să-i duc dimineață, și eu văd copiii, mai ales care sunt mai mici, grupele mici, cât de gălăgioși. Deci trebuie să ai un dar, trebuie să ai o experiență bogată și o răbdare ca să duci lecțiile până la cap, să reziști. Acolo, da. Și să le dai. Nu numai să reziști acolo între dânsi, dar și să le dai și mai bun. Și la capitolul ăsta cu profesorii ar trebui discutate și mărite și blefele și absolut tot, pentru că... Când vorbim despre schimbări în țară. Exact. Noi nu trebuie să uităm despre cultură și de baza fundamentală de a pune copiii, elevii să învețe și nevoie de profesori buni. Da, pentru că copiii, până la urmă, sunt cei care vor trăi în țara asta peste 10 ani și ne vor plăti nouă pensiile. Și semene și să ieși mai acolo, da? Da. Dacă te mai duci odată la Eurovision și câștigi, mai vii odată la podcast? Mai vin. La tine vin. Ți-a plăcut. Mi-a plăcut. Hai să ciocnim și îți tare mulțumesc că ai reușit să vii. Mult succes în toate. Gustăm vin, dăm un cadou pe final. Aceeași sticlă din care noi am băut, Animalians Wines. Iată, avem așa un vin pentru tine, tot același de care noi am băut. Așa, o ediție specială de vinuri cu imaginea lui Carlos Dreams pe ea. Am băut dintr-o sticlă în care este imaginea lui Carlos Dreams, dulce și amăr, așa crișor. Apropo, e un vin foarte, foarte bun. Încă o dată, îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc pentru invitație. A fost o mare plăcere pentru mine. M-am simțit foarte bine. Partener general OTP Bank.